Bună ziua! Invitatul meu de astăzi este domnul Alin Crăcinescu, director e-distribuție Muntenia și nu întâmplător îl avem ca invitat la Press Alert Live. A venit iarna și subiectul energie electrică este pe buzele tuturor și știți foarte bine de ce. Am vrut să aflăm cum văd cei din distribuție situația pentru că până să se aprindă becul la noi acasă. Dacă n-ar fi cei din distribuție, n-ar fi nimic. Orice ar face producătorii. Bună ziua! V-aș întreba: Ce trebuie să facă consumatorul ca să treacă cu bine peste iarnă? Căci furnizorul vă livrează energie de care o fi, eoliană produse eolian nuclear, de care o fi, dar ce trebuie să facă consumatorul? Bună ziua, în primul rând, mulțumesc pentru invitație și bine v-am găsit. Ca și consumator, în primul rând, trebuie să verificăm ce putere avizată avem pentru locul respectiv de consum și să ne asigurăm că suma consumatorilor din locuința acelui client consumator respectă acea putere avizată. De ce e important să știm puterea? Până la urmă, suntem consumatori nu e treaba altora? Uh, ca și consumator avem foarte multe drepturi, dar și câteva obligații. Uh, puterea avizată ne dă informații despre câți consumatori pot să fie utilizați concomitent într-o locuință de exemplu, majoritatea apartamentelor vechi din, din, blocurile din București au o putere avizată undeva în jur de 6 kW. Cred că și la Timișoara, deci suntem plus, suntem pe Plus, minus, plus, minus este, este la fel cam peste tot. Noi, ca și clienți, avem obligația să ne asigurăm că respectăm această putere avizată care se găsește înscrisă pe factura fiecărui client și atunci, pe lângă faptul că Protejăm consumatorii din locuința noastră, avem grijă și de rețeaua operatorului de distribuție. Pentru că tot ce contractează operatorul de distribuție și furnizorii automat este în baza a ceea ce are fiecare client în contract. Și atunci este important ca să ne respectăm partea noastră de înțelegere. Bun. Și ce se întâmplă dacă se depășește puterea? Dacă sunt mai mulți consumatori care nu interesează, nu știu și. Bagă în priză ca să spunem pe romnește cam tot ce au, tot ce le trece prin cap și au nevoie fără a ține cont de această uh, putere avizată. Există câteva situații în cazul în care puterea vizată este depășită. În primul rând, există un risc. Un risc pentru ceea ce înseamnă consumatorii acelui client și ceea ce înseamnă rețeaua operatorului de distribuție. Noi încercăm, atât cât ne permite legislația, să asigurăm o protecție pentru fiecare client și pentru rețeaua de operatorului de distribuție. În cazul în care există instalat un contor smart meter, acesta știe singur să deconecteze în cazul unei depășiri de, de putere, tocmai pentru a proteja clientul și a proteja, cum am mai spus, rețeaua operatorului de distribuție. În cazul în care există acest contor smart meter, clientul trebuie să știe că poate să-și scoată din priză un consumator de mare putere sau mai mare putere Uh, poate dacă are acces la contor poate să apese butonul galben și să reseteze alt, astfel uh, contorul și să-și reia consumul fără să apeleze la echipa operatorului de distribuție dacă nu există un contor smart meter Uh, poate să există o protecție de tip siguranță care declanșează în cazul unei depășiri de putere și poate să intervină să-și ridice această, această siguranță. Ar mai fi de spus că dacă nu există uh, acces la contorul smart meter, clientul poate să-și lase, să-și coboare toate siguranțele din casă și siguranța principală, așteaptă 10 secunde după care poate să-și reia consumul, sigur, reducând sarcina și puterea pe care o Consumată în, într-un anumit moment în casă? Bun. Situație concretă. Mă mut într-un apartament și îmi dau seama că fostul proprietar are o, a estimat greșit ceea ce consumă, și îmi dau seama că eu am nevoie de o putere și de x plus 10%, de exemplu. Ce pot să fac ca să am asigurat permanent această putere? În cazul în care consider că ai nevoie de o putere mai mare decât cea vizată, care se regăsește pe factura fiecărui client, așa cum am spus mai devreme, poți să soliciți operatorului de distribuție un spor de putere. De exemplu, te-ai mutat într-o locuință nouă și ai nevoie de o mașină de spălat, de eu știu, un cuptor cu microunde, de un cuptor în care să-ți pregătești mâncarea, de tot felul de alte electrocaznice. Uh, și suma acestora este mai mare decât uh, acestor consumatori, este mai mare decât puterea vizată, atunci poți să mergi către operatorul de distribuție și să ceri un sport de putere. Sau dacă de exemplu ești la casă și pe lângă toți consumatorii te-ai hotărât să achiziționezi o mașină electrică foarte bine, uh, vii în, în întâmpinarea mediului și o, un consum sustenabil de energie electrică, ai nevoie de o stație de încărcare. Cei 6 kW care erau aprobați inițial, nu mai sunt suficienți, deoarece doar stația uh, pentru mașina electrică consumă 6 kW, atunci vii către operatorul de distribuție și soliciți un, uh, un spor de putere aprobarea acestui spor de putere poate să presupună inclusiv modificarea tehnică a instalației de racordare. Asta înseamnă că branșamentul pe care l-ai astăzi, de la rețea electrică până la casă, este dimensionat pentru puterea inițială iar odată cu acest spor branșamentul se va modifica atât tehnic, o secțiune mai mare a cablului, în așa fel încât să suporte noua necesitate de putere a locului respectiv de consum. Foarte multe informații, sunt oamenii vor să știe, sunt foarte mulți oameni care vor să știe exact ce au de făcut, care ar fi sursele de informare pentru că niște surse de informare corecte și credibile, asta pentru că sunt foarte mulți specialiști cu ghilimelele de rigoare pe rețelele sociale și nu numai. În primul rând, pentru partea de racordare și sport de putere se pot informa pe, pe site-ul nostru e-distribuție. Punct .com, la capitolul racordare și acolo sunt descriși toți pașii în detaliu, iar din punct de vedere al eficienței energetice, pe pagina uh, grupului www.enel.ro la, capi, la capitolul Electripedia sunt câteva informații foarte utile din punctul meu de vedere, care te pot ajuta să ai un consum eficient, pe lângă măsurile pe care le știm cu toții. Un pic mai multă atenție la eu știu, să închid lumina după ce am ieșit din bucătărie și merg în living să mi dimensionez o temperatură în casă, cât să nu fie foarte, foarte mare și să deschid geamul și lucruri simple. În Electripedia se găsesc lucruri concrete pe care oamenii le-au pus în practică și au reușit să obțină o eficiență destul de bună, spune eu. Domnule director, vă mulțumesc și sărbători fericite și iluminate, nu-i așa? Mulțumesc frumos și eu pentru invitație, la fel și dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră.